Salutare, oameni buni, bine v-am găsit la un superb vlog din mașină de data asta, având în vedere că mă deplasez destul de mult prin frumoasa țară Polonia. Nu am avut timp să încar toate catrafusele după mine. Asta este. Vreau să răspund astăzi la clipul de răspuns al Noaptea Minții referitor la clipul meu în care îl criticam. Omul a făcut un video de răspuns, n-am la mine toate chestiile de streaming, microfoane, laptop, ca să editez și să fac o chestie cât oarecum mai profi. Dar mi-am notat aici pe hârtie, sfânta hârtiuță, mi-am notat punctele pe care le-a făcut el în clip și aș vrea să le adresez și să comentez practic clipul lui în felul ăsta. Ok, prima chestie pe care am observat-o la clipul lui, mă rog, văzându-l pe tot, am observat că omul selectează cam ce vrea el și omite niște chestii din clipul meu care sunt foarte relevante. De fapt, cele mai relevante, practic, chestii din clipul meu sau cea mai relevantă porțiune din clipul meu, care e și la începutul clipului, el, cumva, convenabil, uită de ea și nu o comentează. Se leagă de altceva, 30 de minute se leagă de o altă chestie, dar chestia care, după părerea mea, e cea mai importantă în dibancuirea lui și a clipului inițial pe care l-a făcut el, el nu o adresează. Și anume, partea în care, într-o clădire dezafectată, se uită la un filmuleț de, nu știu, 30 de secunde, în care un soldat ucrainean trage cu un lansator de rachete, cu un AG, de la geamul unei clădiri. Clădirea aia, zice el, că ar fi un spital. Nu scrie nicăieri că e spital. Dar clădirea este evident dezafectată. Nu vezi personal medical, nu vezi pacienți, nu vezi paturi. E pur și simplu o cameră mare, cu geamurile sparte, cu multe chestii destul de dărăpânate pe acolo și probabil bombardate în prealabil. De la un geam de acolo trage un soldat ucrainean cu un lansator de rachete înspre stradă, înspre exterior. Și el de acolo deduce și zice în clipul lui inițial că uite, de asta bombardează rușii spitale, pentru că ăștia se ascund în spitale și atunci ei încalcă, ucrainienii comit în felul ăsta crime de război pentru că se ascund și folosesc spitale din care trag. Doar că în filmulețul pe care l-a arătat el era clar o clădire dezafectată. Nu știm că era spital sau că era altceva, dar în mod clar clădirea era dezafectată. Și eu de chestia asta m-am luat și am zis, uite cum omul ăsta acuză de crime de război pe ucrainieni pe baza unui filmuleț de 30 de secunde sau câte secunde avea filmulețul ăla, în care clar într-o clădire dezafectată care nu era folosită în momentul respectiv ca spital, vede că niște soldați trag cu un lansator de rachete. Deci asta am zis și am zis, uite, băi, argumentul tău cum că ucrainienii au comis crime de război pentru că treaba asta nu stă în picioare și nu pot să scuzi în felul ăsta bombardamentele pe care le lansează rușii împotriva obiectivelor civile ucrainiene, spunând că pe baza acelui filmuleț, uite cum se ascund ăștia în spitale și de-aia rușii au voie să le să-i bombardeze. Asta am zis. El n-a răspuns la chestia pentru că nu era deloc convenabil pentru el, pentru că nu prea avea cum să răspundă. Și am avut un scurt schimb de comentarii cu el în care omul mi-a zis că de fapt n-a avut timp, că se făcea clipul foarte lung, bă, poate ar fi trebuit să încep cu partea aia. Ok, după care începe omul și vorbește și ne zice că l-am numit eu putinist și atunci asta este o strategie useristă. Păi nu știu, eu nu sunt userist, n-am votat niciodată cu USR-ul, poate o să votez cu USR-ul, poate o să votez cu PNL-ul, poate o să votez cu PSD-ul, poate nu o să votez deloc, așa cum n-am votat nici la ultimele alegeri. Bă, rămâne de văzut ce o să fac eu. Ce mai zice el? A, că el nu m-a numit pe mine bidenist sau piticist, că având în vedere că Zelenski e scund, deci dacă ești, dacă îl susții pe Zelenski, înseamnă că ești piticist. Mă rog, logica în treaba asta îmi scapă. Dar, bă, eu sunt asta mă deranjează la el și la alții ca el. Ei nu sunt asumați deloc. Eu mi-asum că susțin Ucraina, da? Deci eu îmi asum, bă, eu susțin Ucraina. În acest război, eu susțin Ucraina. Și mi-o asum clar și public
ca să știe toată lumea, bă, bă, cine susțin eu? Asumă-ți, prietene, suntem oameni maturi, da? Asumă-ți ceea ce susții. Eu am zis, bă, eu susțin Ucraina, războiul ăsta, eu susțin Ucraina. Asumă-ți că susții Rusia în războiul ăsta și asumă-ți că ești putinist. Eu mi-asum că-s bidenist și zelenist, dacă nu mă deranjează. Vine și zice, tu ești bidenist, zelenist. Da, sunt, nu mă deranjează. Numește-mă așa, nu mă jignești. Nu trebuie să vin eu să fac disclaimer, știi că eu nu sunt Zelenski, este rău. Bă, îmi asum, asumă-ți, asumați-vă și voi că sunteți proruși și că sunteți putiniști. Și că țineți cu Rusia în războiul ăsta. E simplu, nu mai postați voi, n-aia imparțial care fac ei analize, de fapt unilaterale pro-Rusia, dar ei nu sunt putiniști, nu sunt fanii Rusiei în războiul ăsta, știi? Dar ei sunt... Ei sunt aia neutri care vin și ne zic nou adevărul. Vrăjeală. Ok. Următoarea chestie. El s-a uitat și s-a axat foarte, foarte mult pe un filmuleț destul de scurt de, nu știu, un minut sau două pe care l-a prezentat el. Un filmuleț de-a lui Graham Phillips. Graham Phillips, un jurnalist, între ghilimele, YouTuber, jurnalist, nu știu exact ce e, foarte pro-rus, care a lucrat și pentru Russia Today și pentru alte chestii de media din Rusia, care este clar anti-Ucraina, anti-Euromaidan, anti tot ce e non-aliniat la interesele rusești. Am impresia că omul avea și un Z desenat pe mașina din care filma. Dar mă rog. Iarăși, într-o speculație, că am văzut doar așa un pic pe parbriz o urmă de ceva care ar putea să pară Z. Da, poate că nu e. Ok. În filmulețul ăla, la un moment dat, eu, mă rog, râd, dar sunt un pic uimit de concluziile pe care le trage el, băiatul de la Noaptea Minții, nu râd de faptul că este o mașină în care au fost răniți sau au murit niște oameni. Nu râd de chestia aia. Râd de el care trage concluzii pe baza a câteva secunde de filmare, fără să știe contextul, fără să știe ce s-a întâmplat înainte, fără să știe ce s-a întâmplat după. El n-a surprins nicio explozie lângă mașina respectivă, el nu știe exact ce s-a întâmplat. Pur și simplu, ăla a trecut pe lângă mașină, a filmat-o în timp ce mergea, s-a întors, a mai filmat-o un pic, deci în total vreo 20 de secunde, după care s-a dus mai departe. De unde omul nostru, Noaptea Minții, a tras concluzia, ucrainienii au bombardat această mașină. So a car here. Stopped in the middle of the road. We'll come and have a look at that. Oh. Așa, ce să mai... ok, că am zis eu că a picat racheta pe mașină și dacă ar fi picat racheta pe mașină, era crater, nu știu ce. Da, într-adevăr, a zis, băi, uite, racheta clar n-a picat pe mașină pentru că se făcea crater, dar am zis și că n-a picat nici, nu văd semne că ar fi picat nici lângă mașină, da? Deci el se ia de tot felul de chestii de-astea, de exactitate în exprimare, știi? Dacă, băi, n-ai fost exact când ai zis asta. A, te-ai corectat, dar la început ai crezut că trebuie să pice pe mașină, știi? Adică e la modul A. Și evident că a scos totul din context, a prezentat câteva secvențe care îi se păreau lui relevante și rest a vorbit el foarte mult, știi? Adică eu n-am stat să zic, a, stai să scot aici când zice asta, asta, asta și asta și după aia... Din trei chestii eu o să fac un clip de jumate de oră, să nu zică nimeni că i-aș fi scos chestii din context. El n-a făcut asta, el doar a comentat, a luat două, trei pasaje din ce zic eu și a comentat el pe lângă. În fine. Da, într-adevăr, racheta n-a picat pe mașină, dar nu am văzut nici urme că ar fi picat o rachetă. Vorbim despre clipul lui inițial în care le-a zis că o rachetă Tochka-U, adică o rachetă din aia foarte mare, lansată de ucraineni, a picat în zona în care era mașina respectivă, o mașină roșie care părea ciuruită de ceva. Eu am zis gloanță. Și acum ne întoarcem la crimele de război și ne uităm pe un videoclip
care se numește lansarea simultană a mai multor rachete Tochka-U către Donetsk. Asta este o crimă de război. O să vedem și cum arată pe partea altă în Donetsk când ajung la ei. Undeva pe un câmp din Ucraina, zice autorul clipului că aceste rachete se duc către orașul Donetsk. Da? Uitați-vă și voi în ce hal arată treaba asta. Și acum să vedem la ce le folosește. Așa, și ne uităm pe următorul clip făcut de Graham Phillips și îl vedem acum în mașină. O să vedem, o să ajungem și la punctul ăla și să vă zic de ce nu a adus dovezi cum că ar fi fost genul ăla de rachetă în continuare. Nici în răspunsul lui n-a adus niciun fel de dovadă în sensul ăsta. Ok, eu am zis, am presupus, având în vedere că nu am văzut urme de rachetă acolo, am presupus că s-ar putea să fie ceva lupte de stradă, pentru că dintr-un clip de un minut nu poți să știi ce se întâmplă. El a zis cum să fie lupte de stradă, că era pustiu. Da, dar mașina aia era oprită acolo nu știi de când, că n-ai văzut-o oprindu-se. Ai văzut o mașină oprită, nimeni în ea, ușile deschise și urme de ceva ce eu am zis că sunt gloanțe pe portieră. Asta ai văzut, da? Deci atât ai văzut. Nu știi contextul, nu știi absolut nimic. Nu poți să tragi concluzii. De asta râdeam, de asta râd și acum îmi vine să râd că, băi, tu tragi niște concluzii având foarte, foarte puține detalii, da? Având foarte, foarte puține elemente pe baza cărora chiar să poți trage concluzii. Dar oră, la putiniști se poartă. Ok, următoarea chestie. De ce zic eu că nu știu și nu-mi dau seama? Pentru că am zis de câteva ori în clipul meu în care comentam clipul lui că, băi, nu știu ce se întâmplă și nu-mi dau seama. Evident, nu știu și nu-mi dau seama pentru că sunt clipuri de câteva secunde, câteva zeci de secunde filmate pe fugă dintr-o mașină. Normal că nu pot să-mi dau cu părerea. De aia eu, după primele câteva zile de la invazia, am încetat să mai prezint filmulețe de genul ăsta la mine pe canal, pentru că nu-mi dădeam seama exact ce se întâmplă, nu-mi dădeam seama exact de unde vin, nu-mi dădeam seama exact cum pot să le comentez, nu-mi dădeam seama exact nici măcar de unde sunt. Și atunci am zis, ok, nu mai prezint genul ăsta de filmulețe, pentru că sunt interpretabile, pentru că pot să greșesc, pentru că poate nu sunt expert în interpretat de cum pică bombe. Și atunci am zis, băi, eu nu mai dau chestii de genul ăsta, pentru că, deși sunt pro-ucrainean asumat, nu vreau totuși să prezint niște lucruri despre care nu prea am habar. El n-are problema asta. Pe bază de câteva secunde de filmare, el trage concluzii. Da, mă rog. Trecem la următoarea chestie. Așa. În filmulețul ăla cu mașina oprită și aparent ciuruită pe margine de ceva proiectile de dimensiuni mici, zice că erau niște chestii înșirate pe stradă, deci de acolo racheta. Nu. M-am reuitat la filmulețul respectiv și am văzut că în intersecție, undeva pe trotuar, există niște urme ale unei explozii. Deci acolo, pe trotuar, o explozie de dimensiuni mici, da? Care a aruncat ceva, nu știu, din asfaltul respectiv în stradă, pare că. Și a deteriorat un pic un panou publicitar. Asta pare de acolo. În niciun caz, nu este de dimensiunile Tochka-U. Ce ar fi făcut Tochka-U, racheta Tochka-U, rachetă foarte mare? O să vorbim și de dimensiunile ei imediat. Așa. Apoi, că v-am zis, eu am zis-o pe aia că, băi, asta făcea crater, uite, e o rachetă Tochka-U mare. Și el vine și ne zice, de fapt, nu făcea crater, pentru că probabil că este o bombă cu dispersie. Bombele cu dispersie, sau mă rog, încărcătura cu dispersie, warhead cu dispersie, că vorbim de o rachetă, da, și nu de alt tip de muniție cu dispersie, ok. Și zicea el că astea sunt interzise, dar pe ucrainieni nu interesează și le folosesc. Bă, află că și rușii folosesc. La convenția de interzicere a armamentului cu dispersie, nici rușii n-au semnat. Deci rușii nu-și asumă, da, interzicerea bombelor cu dispersie. Acum intrăm în discuția despre racheta Tochka-U. Eu am zis că racheta Tochka-U e cât un camion. Da. Da, nu e foarte exact. Evident că nu este la fel de pătrată ca un camion sau dreptunghiulară sau mai știu eu ce forme mai are camionul.
Și aici el se ia de o chestie de asta de exactitate în limbaj. Bă, racheta Tocica are 6 metri lungime, da? Într-adevăr are vreo, nu știu, 50 sau 60 de centimetri diametru. Dar are, e o rachetă de 6 metri. Da, eu am zis că e o rachetă cât un camion. El a zis, nu e o rachetă cât un camion. Și a zis, uite, a arătat un fragment de rachetă Tocica U din niște bombardamente anterioare din Donetsk și a zis, uite, pe lângă un om, Tocica U este cât un om, deci nu e cât un camion. Prietene, era un fragment de rachetă. Hai să lămurim și chestia asta cu racheta cât camionul. Mergem undeva pe aici să admirăm racheta cât camionul. Doamnelor și domnilor, asta este neuită mântuit la titlul, da? Și spune că Dazn Skill by Ukrainian Cluster Bomb, da? Este vorba de o rachetă Tocica U, da? Atacul ce se vezi tot în centrul Donetskului. Se pare că au ăștia un fix cu centrul Donetskului, da? Uitați, asta este racheta cât camionul. Spre comparație, nu știu, vedem oameni cât rei. Oameni cât camioanele și cât camioanele și ei, da? Racheta are 6 metri. Crezi că e cât un camion la modul că e lungă. Evident că nu e la fel de groasă cât un camion, dar n-are diametrul unui camion. Racheta asta ar fi putut să aibă muniție cu dispersie, da? Adică sub muniții cu dispersie. Și el zice că aia vedem noi pe stradă în clipul cu mașina roșie. Nu aia vedem pe stradă în clipul cu mașina roșie. Nu, nu vedem urme de sub muniții din racheta Tocica U. Și o să vă zic imediat de ce nu vedem așa ceva. Vedem poate niște urme de un proiectil de mici dimensiuni sau de mult mai mici dimensiuni decât Tocica U, care a lovit probabil undeva pe trotuarul din intersecția respectivă. Ok. Ce mai zice? Că m-am declarat eu neimpresionat de crimele de război. Băi, nu sunt neimpresionat de crimele de război. Sunt neimpresionat, m-am declarat neimpresionat, de propaganda anti-ucrainiană care clamează crimele alea de război din videoclipurile respective, da? În special ăla cu spitalul. În special ăla cu spitalul, da? Ce s-a întâmplat pe stradă în Donetsk, din nou, nu știu, nu pot să-mi dau cu părerea, e probabil ceva bombardament, dar bombardament cu obuze, cel mai probabil, nu cu rachete. Omul, iarăși, se ia de mine că nu am limbaj foarte exact, dar el confundă incredibil racheta cu obuzul. Pentru el, Tocica U sau un obuz e cam același lucru. Deci nu e. Și tocmai când se pregătea să filmeze mașina respectivă, a mai căzut o rachetă undeva în Donetsk. M-am uitat la videoclipul cu mașina roșie și am zis, băi, nu cred că e o rachetă Tocica U aici, că aia făcea haos. Ar fi spart niște geamuri lângă mașina roșie, pe o rază de 50-100 de metri, mai erau și alte mașini care nu păreau afectate, geamurile nu păreau sparte în jurul zonei alea, părea că a fost lovită doar mașina aia roșie și cam atât în jurul ei. Nu prea părea nimic lovit la modul de Tocica U, rachetă cu dispersie, rachetă mare, rachetă de aia, 6 metri lungime, da? Nu părea așa ceva. Bun, ne-a arătat el un bombardament cu rachete Tocica U care a avut loc în Donetsk, cu o rachetă Tocica U care de fapt a fost lovită de antiaeriana rusească și a picat în centrul Donetskului. Și ne-a arătat acel filmuleț. Bine, ne-a arătat pe sărite, ne-a arătat doar ce a vrut el, ne-a arătat fragmente, nu ne-a arătat tot filmulețul, că nu-i servea lui, cred, să ne arate mai mult. Pe bombardamentul ăla cu Tocica U, vedem așa, ăla din martie, da? Vedem așa, niște mașini în flăcări, vedem o fațadă de clădire distrusă, literalmente vezi chestii căzute pe trotuar, incredibil de multe, vezi un autobuz distrus cu toate ferestrele sparte, da? Și toată treaba asta se întâmplă pe niște zeci sau sute de metri distanță, nu-mi dau seama exact raza în care s-a făcut distrugerea cauzată de încărcătura aia cu fragmentare din racheta Tocica U. Da? Presupus dată de ucrainieni și picată în Donetsk în urma antiaerienei rusești care a doborât-o. Da? În acel clip pe care ni l-a arătat el cu racheta Tocica U care a picat în Donetsk în martie, apare o mașină cu doi oameni morți în ea. Și lângă acea mașină erau niște ferestre care păreau intacte. Așa ne zice el. Ferestrele erau intacte.
ok, erau niște ferestre intacte, dar în spatele lui erau niște ferestre distruse. Și din nou, când râd de chestia asta, râd de fapt de el, râd de argumentele lui, nu râd de faptul că oameni au murit sau au fost răniți în genul ăsta de explozii. Nu mi se pare amuzant aia. Mi se pare amuzantă propaganda lui. Asta mi se pare amuzant și asta mi se pare criticabil și rizibil. Da? Nu mi se pare amuzant războiul, nu mi se pare amuzant bombardamentul, nu mi se pare amuzant schimbul de focuri între soldați. Nu, nu mi se pare amuzant. În schimb, propaganda lui, da? Propaganda invadatorului, da? Care, el care face propaganda invadatorului, mi se pare în schimb ceva rizibil. Da? Bine, plus că nu știe diferența între rachetă și obuz. El a arătat bombardamentele alea din iulie, din Donetsk și a zis că de fapt sunt rachete Tochka-U care au bombardat acolo, doar că nu erau, erau probabil niște obuze. Nu știm exact unde picau obuzele respective, nu știm exact ce se întâmplă, avem câteva fragmente video de la un om care e prorus. Atât avem. Și pe baza asta, după cum am zis, e destul de greu să-ți dai cu părerea și n-ar trebui să-ți dai cu părerea pe chestia asta. Da. Deci uitați-vă aici, că deci orașul, uite, geamurile intacte, adică n-a fost niciun suflu de explozie în zona asta, orașul atât. Băi, nu știu, omul ăsta crede că ucrainenii au dat cu arma nucleară sau nu știu ce-și imaginează. Vrea să fie toate vitrinele din oraș făcute țăndări. Ok, de ce am zis eu că orașul Donetsk este intact? Pentru că arată intact comparativ cu alte orașe, Mariupol, Severodonetsk, Borodianka și altele, aproape distruse sau distruse de către bombardamentul rusesc, orașul Donetsk, acolo unde ne-a arătat el filmulețele, este, arată intact, comparativ cu ce au făcut rușii. Și am arătat o grămadă de, am dat un Google search și am arătat, am dat pe imagini și am arătat o grămadă de poze, dacă dai, te plictisești, vezi sute de poze de clădiri, orașe, sate, case, blocuri distruse de bombardamente rusești. Și asta am zis, băi, nu ți se pare, nu ești un pic nesimțit în momentul în care rușii distrug, rade pe fața pământului, orașe întregi. Tu să vii să vorbești despre crimele de război ale ucrainienilor în condițiile în care orașul Donetsk, care este fix pe linia frontului, are, nu știu, distrugeri foarte limitate, de-abia se observă că s-ar întâmpla ceva acolo și tu te-ai gândit tu să faci, să-i scoți pe ucrainieni ca fiind aia vinovați, responsabili și nasoi în tot conflictul ăsta, nu zic că sunt perfecți, nu zic că n-au bombardat niciodată o țintă civilă, nu zic asta, dar compară dracu cu ce fac rușii, e de 100 de ori mai rău ce fac rușii, da? Despre asta e vorba, nu zice nimeni că toți ucrainienii sunt sfinți care niciodată n-au făcut ceva rău, nu zice nimeni asta, într-un război se întâmplă o grămadă de mizerii. Dar să te uiți la mizeriile rușilor, după care să zici, lasă, eu vorbesc despre mizeriile ucrainienilor care sunt oricum invadați, atacați, omorâți, e, nu știu, denotă, după cum am mai zis, foarte multă nesimțire. Și eu sper că băiatul ăsta de fapt este plătit de ruși, că mi s-ar părea foarte tragic să nici măcar să nu fie plătit pentru prostiile pe care le zice să nu fie plătit, mi s-ar părea destul de nașpa. Mai că aș vrea eu să mă la ambasada Rusiei să le zic, bă, dați-i și ăsta niște bani, că vă face multe servicii. Adică, mă, clar, sunt niște lupte, ceva de stradă, se întâmplă ceva pe acolo, pe stradă, dar poate rezistența ucraineană din Donetsk care face... Iau-s, haiducii ucrainieni își fac de cap în Donetsk. Deci a început asaltul asupra Donetskului, deci forțele militare ucrainiene, ne spune acest domn Tudor, a început asaltul asupra Donetskului, băi, capitala Republicii Populare Donetsk. El spune că eu aș fi zis că a început asaltul asupra Donetskului de către armata ucraineană. N-am zis niciodată așa ceva. E posibil să existe niște elemente care luptă după linia frontului. Avem. Există, poate să existe niște elemente de rezistență. De exemplu, în Kherson există așa ceva. Da? Am zis că nu știu exact ce se întâmplă, pentru că în urma unui clip de câteva secunde, dracu, nu poți să știi care e adevărul. Repet a treia oară, de-aia eu nu mai prezint la mine pe canal filmulețe de genul ăsta, pentru că sunt interpretabile și pentru că nu știi ce se întâmplă, mai ales că nu ești expert. Și el îmi zice mie că fac eu analiză balistică, dar el nu știe diferența între rachetă și obuz. Atunci ar trebui să nu mai comenteze nici el. Mi se pare mult mai onest când vezi ceva să zici, bă, nu știu ce se întâmplă aici, nu-mi dau seama, nu sunt expert, n-am fost acolo, bazat pe câteva secunde de clip, nu pot să spun exact
ce se întâmplă acolo. Mi se pare mult mai onest. Dar asta nu face content pro-rus. Așa. Ok, hai să terminăm treaba asta cu Tochka-U, discuția despre Tochka-U și așa mai departe. Ne îndreptăm la un alt fragment din clip. Fragmentul cu oamenii din Melitopol care stăteau la coadă la pașapoarte. Și eu am zis, băi, nu știu la ce coadă stau oamenii ăia, mă rog, mulți dintre ei aveau plase. Și el zice că și-au lăsat sacoșele la coadă. Bă, nu știu, la pașapoarte te duci cu sacoșele la coadă? Nu știu, probabil, e posibil. Uite, vezi, pentru că eu nu am suficienta detalii și context, nu dau concluzii, da? Eu nu vin cu concluzii. Deci, faptul că era o coadă la ceva, la care stăteau oamenii cu sacoșe, poate era la pașapoarte. Nu ne-a arătat pe filmuleț unde scrie acolo pașapoarte sau primărie, știi? Adică nu era evidența populației, știi? Nu ne-a arătat chestia asta pe filmuleț. Ne-a arătat doar o coadă și zicea, oamenii ăștia stau la pașapoarte rusești. Ceea ce o fi adevărat. Și am zis și eu că în Melitopol sunt 30 și ceva la sută, sau erau 30 și ceva la sută etnici ruși. Și zice, nu erau 30 și ceva la sută, erau 38%. Boss, 38% înseamnă 30 și ceva la sută, dracu. Am zis, din 100 și ceva de mii de locuitori din Melitopol, 30 și ceva la sută erau etnici ruși. 38% intră în 30 și ceva la sută, da? Dacă erau 48% și am zis 30 ceva la sută, atunci puteți zice, bă, sunt 48%, nu 30 ceva la sută. Dar, mă rog, în fine, vedeți, el are tendința asta să se ia de exactitatea limbajului. El n-are niciun fel de exactitate logică sau a limbajului, dar îi place să o ceară de la alții. Și ce n-a mai zis el referitor la această filmare cu coada de oameni de la Melitopol care stăteau la pașapoarte rusești, poate la pâine, nu știu. Filmarea zicea, dacă cineva care a filmat a zis asta, deci înseamnă că așa e. Ha, ha, ha. Deci cum este? Așa, poate... Dacă a zis ăla care filmează, care apar n-ai cine e sau... Repetă ideea asta că, domne, dacă a zis ăla care filmează, nu e ca ăla care filmează. Măi, nu știam că cum funcționează altfel. Adică lucrurile într-o filmare, da, sunt prezumate adevărate până se dovedește contrariu. Deci, Tudor, adun tu argument, spune tu la ce este coada asta. Zice că lucrurile într-o filmare sunt prezumate adevărate până se dovedește contrariul. Știi ce prezumă el adevărat? Că ăla care a filmat a și zis, asta este o coadă la pașapoarte. Și el prezumă că dacă ăla care a filmat a zis, aceasta este o coadă la pașapoarte rusești, înseamnă că este adevărat până când este prezumat adevărat, până când se dovedește contrariu. Și să-i dovedesc eu că de fapt nu era o coadă la pașapoarte rusești. Prietene, dacă mie îmi explodează butelia în casă și fac un filmuleț în care zic... Mi-au bombardat bucătăria rușii. Se presupune adevărată până când vine cineva și face anchetă și vede că de fapt nu rușii mi-au bombardat bucătăria și mi-a explodat de fapt butelia? Nu! Deci raționament de 2 bani. Prietene, dintr-o zonă de război, dintr-o zonă a propagandei rusești, vine un filmuleț în care zice că niște oameni stau la coadă la pașapoarte rusești. Ceea ce poate adevărat, poate nu e adevărat. Din nou, asta este atitudinea corectă și cinstită pe care o ai când vezi filmulețe de genul ăsta. Bă, poate adevărat, poate nu e adevărat. Take it with a grain of salt, cum ar zice englezul, da? Pentru că nu știi exact ce se întâmplă acolo. Nu știi exact cine ce interesare. Propaganda funcționează de ambele părți. Și asta ți-o zice unul care este asumat pro-ucrainian, da? Ce a mai zis el? Acum sunt mai mulți ruși în Donbas decât ucrainieni. Ceea ce... Băi, nu știu dacă... funcționează chiar așa de mult în avantajul rușilor cum și-ar putea închipui el. De ce nu funcționează asta în avantajul rușilor? Pentru că în momentul în care tu dai afară o populație sau o populație mare pleacă sau e nevoită să plece de frică, având o anumită etnie, doar de o anumită etnie dintr-o zonă, s-ar putea să ai un caz de genocid, nu ăla care, pe baza căruia mor oameni, genocidul are o definiție ceva mai complexă, s-ar putea să aibă niște elemente de genocid toată chestia asta. În momentul în care tu schimbi compoziția etnică pe bază de război și pe bază de frică într-o etnie, într-o naționalitate care își părăsește zona,
S-ar putea să te încadrezi un pic și în zona de genocid. Rămâne de văzut asta, dar nu fac eu acuzații acum, doar spun că s-ar putea să se investigheze dacă nu cumva sunt niște elemente de genocid acolo. Asta este părerea mea și cred că niște experți ar trebui să-și dea cu părerea despre treaba asta, dar mie mi se pare că s-ar întruni niște elemente în sensul ăsta. Ok, atât vreau să zic. Aha, ce a mai zis el și ultima chestie și cu asta terminăm, că de ce nu permite Ucraina dubla cetățenie rusească și ucrainiană, dar permite dubla cetățenie ucrainiană și altă țară UE? Pentru că alte țări UE nu le-au invadat țara. Mi se pare justificat. Nu știu, poate nu e chiar așa de normal, dar mi se pare că este o justificare. E o justificare pentru care nu vrei să permiți dubla cetățenie a cetățenilor ucrainieni cu cea a invadatorilor ruși, pentru că ți-a invadat țara. Și poate te interesează să nu ai oameni care trădează Ucraina pentru că au apartenență la țara care te-a invadat. Na, mi se pare destul de manipulator așa ce face el și chiar mi se pare demn de niște plată rusească. Adică clipul ăsta pe care l-a scos el ultimul l-a făcut foarte frumos, a editat, a scos din context, a dat afară ce nu i-a convenit. Din nou, boss, la clipul ăla cu mașina roșie, despre care ai vorbit tu practic 80% din comentariul tău, la clipul cu mașina roșie, mai mult ca sigur, din imaginile pe care le-ai arătat tu, nu este vorba despre o rachetă Tochka-U, așa cum ai zis tu, pentru că dacă ne uităm la clipul pe care l-ai arătat tu cu ocazia acestui răspuns, distrugerile cauzate de o rachetă Tochka-U sunt mult mai mari decât ce am văzut în acel clip inițial pe care ți l-am comentat eu. Da? Bun. Mersi că v-ați uitat. Să aveți o zi genială. La mine aici e plouă și e frig, sunt vreo 15 grade maxim. Nu e o vreme foarte bună. Îmi pare rău că nu am venit cu maieul de luptă ucrainean, aș fi putut, dar e cam frig și așa că las, stăm în hanorac, stăm la hanorac. Bun, mersi că v-ați uitat, să aveți o zi minunată, pa, pa!